Teraz tam jedziesz dla klubu! Nu e ok, ai prieteni acasă și chestii de genul, adică... Nu aveți mare lucru de făcut, doar să pozați. Groapă de gunoi în toată regula. Parcă ești nebună. De ce nu ți-ai pus până acum chiloții? Ce? Dacă nu te-ai spălat? M-a dezamăgit puțin. Când o să ies din această emisiune, o să mă să-mi fac niște analize, pentru că e dezgustător. Adu-i aici, că vreau să sufere puțin. Mă, nu, mă! Bă, dar aici! A dat cu muci în fasole. Gilbert se va descurca cel mai bine. Ați ales prost din punctul meu de vedere toate trei echipele. Stați cu spatele, stați cu spatele, că nu v-am spus să vă întoarceți. Stați cu spatele. Uitați-vă ce colecție de... Mi s-a părut că văd niște piftii zburătoare. Mi este rușine să vă scot în halul ăsta pe o scenă sau, nu știu, la o filmare. Amândoi acum până la capăt, amândoi! Hai, alergare! Regulile acestui show se pot schimba de la o oră la alta. Concursul e din ce în ce mai strâns. În seara asta avem eliminare. Am simțit că leșim. În seara aceasta pleacă definitiv din concurs. Mie mi se pare că e cam târziu. Merge acasă și își face bagajele. Asta nu înseamnă că am pus stop în ceea ce privește viitorul său. Prietenia e cea mai frumoasă. Hey baby! Hey baby, you're so powerful, powerful with your sex appeal. Super vise, super dorințe, super models. Concurenții noștri se află în fața unor noi provocări care vor adăuga experiența și profesionalismul pe care Cătălin Botezatu și le dorește atât de mult. Fiecare detaliu contează, așa că ziua începe în forță pentru cei 12 aspiranți la cel mai râvnit titlu din lumea modei românești. Noi am mers la salon de înfrumusețare, iar băieții la sala de sport. Băieții ne-au promis că spalăie toate farfurile ca să nu ni se strice orja. Sunt obișnuită să-mi fac aproape tot ce ține legat de mine singură. Ele sunt fete cu bani, își permit, s-au învățat la salon, de asta nu știu să și le facă singure. Nu, la modelă cred că e premieră să-și facă un ghid de aia. Așa arată. Nu prea m-am simțit eu în largul meu așa. Nu prea-mi plac bârfele de obicei și nu. Eram așa într-o ipostază în care eram forțată să vorbesc. Dacă în cazul fetelor verbul a bârfi își face loc natural în vocabular, băieții tac și fac. Și nu orice, ci un antrenament spartan. Așa, respiră foarte bine. Da, am mai făcut astfel de antrenamente. Sunt obișnuit într-o oarecare măsură cu efortul fizic, pentru că am făcut 7 ani de handbal și am tras destul. Bagă încheieturile la apă rece aici, la baie. La apă rece încheieturile și-ți revii. Hai! După acest antrenament datorită lui Alex, nu o să mai mănânc pizza, nu o să mai beau bere, nu mai mănânc după 6, nu mai mănânc nimic, adică... O să mănânc decât după 9. În cealaltă parte a orașului, fetele nu se abțin de la remarci acide. Madalina, din câte am observat, avea o pedicură destul de urâtă. E ok, arată mult mai bine. Spune rot, omule, am avut gel și s-au rupt. Capitele. Ce să zic de unghiile, am râs destul. Hai că aveți unghii frumoase acum. Ok. Sunt într-un fel unghiile, Madalina. Ce drăguțe sunt! Nu, cred că n-ai niciun rost să comentez eu înapoi sau să fac mișto de cineva, fiindcă nu stă în fire, nu stă în caracter. Mai știi cum se spune? Indiferența e cea mai bună armă. Băieții sunt mai relaxați și știu să profite mai bine de timpul liber. Fetele s-au dus să facă frumoase. Ne mai lipsește un mic party de seară. Am stat mult la jacuzzi, ne-am relaxat. Aș fi și dormit acolo. Dacă eram singur, mă întindeam așa, făceam plus în jacuzzi și rămâneam acolo, că era și calduț apa. Era tocmai bine. Mulțumim pentru obiectiv, sunt super realitate. Mulțumim mult. În sfârșit ne-am făcut și noi. Acum trebuie să ne iubim. Frumoase acum.
Dar pentru că pe concurenții mai așteaptă și alte surprize, echipa trebuie să se regrupeze pentru a-și continua programul. Veniți în coacă, a venit ceva. Bună tuturor! Acesta este un test pe care, dacă îl veți trece, veți avea 10 ani de noroc. Glumesc. Totuși, răspundem la următoarea întrebări. Vă place vremea de afară? Să răspundem acum? Nu. E vreun film bun la televizor? Nu. Pentru că tensiunile în casă ajunseseră la cote maxime, m-am decis să îi scot pe concurenți în club. Cred că era momentul să le ofer puțin divertisment și cred că le-a prins bine. Concurenții sunt toți pregătiți de o seară de petrecere în cel mai exclusivist club din București, unde atmosfera este deja una incendiară. Cum au fost azi? Pentru că la tot plâns de toate astea, am zis să încheiat ziua, așa, în stil mai frumos și v-am adus la bambu. Am deschis bambu și aici aveți o zi completă de relaxare și pregătare, așa că vă urez o seară plăcută. Să vă distrați, să vezi și să atingeți spectacolul de aici. Intenționez să mă distrez în club, adică să dansez, să mă simt bine. Însă, dincolo de distracție, clubul este și un loc de atentă observație, cel puțin pentru unele dintre fete. Mă domnule, joc un personaj aici, părerea mea, și din câte știu, nu e doar părerea mea. Încerc să fie the good girl, pentru că credea că urmărește cineva, dar nu urmărește. Nu doar Mădălina este luată în vizor, nici Andrada nu scapă de comentariile acide ale lui Carmen. Dansul Andradei. Ai văzut? Doamne! Deci toți am rămas șocați. Deci căuta atât de mult atenție, dansa, nu știu, doamne! Adică, te înțeleg, ok, toate am dansat, dar în halul ăsta așa foarte provocator și așa mai departe, nu, e ok, a exagerat puțin, adică puțin mai mult și înțeleg că poate vrei și îți place când bărbații îți fac semne și așa mai departe și tu să continui să dansezi, dar nu, e ok, ai un prieten acasă și chestii de genul, adică... A doua zi de dimineață, concurenții se trezesc de vreme pentru că au fost anunțați că autocarul va sosi la ora 9. Ne-am pregătit că trebuie să plecăm la un photoshooting care, după mine, e ceva suspect. Am trecut printre atâtea probe încât nu știu la ce să mă mai aștept, adică la înălțime am fost, cu apa a fost. E o fermă ceva aici. Depozitarea deșeurilor municipale, nu cred! Gunoi, deșeuri. Doamne! Groapă de gunoi în toată regula, nu m-am gândit că poate fi. După ce că ne-am gândit acum, cred că o să ne stricăm. Cu gunoi. Câte bacterii sunt aici? Serios? E bine că aveți manicura făcută. Cătălin îi așteaptă deja și chiar el le va confirma dacă supozițiile lor sunt adevărate. Bună dimineața! Bună dimineața! Să nu mai pierdem timpul. Astăzi avem un shooting foto, bineînțeles că alături de Marius Bărăgan, care e pe aici pe undeva. Un shooting foto special, care sper să iasă așa cum mi-am dorit. Nu aveți mare lucru de făcut, doar să pozați. Ok, haideți să mergem sus. Cu și mai multă presiune pe umerii lor, concurenții se pregătesc pentru ședința foto, iar echipa de styling este gata de lucru. Dacă unii concurenți au încă suspiciuni cu privire la ședința foto, alții au parte de mustrări din partea lui Cătălin. Florin, te rog eu, ajută că își rupe și cocul, își rupe și părul, își rupe și machiajul. Că a spus să veniți cu chiloți, culoarea pielei sau negri? Da. Pentru că nu știu ce rochie aveți. În general așa trebuie să aveți, negri sau culoarea pielei.
Acum străbeau negru. Puneți nud. La un moment dat avea niște chiloți verzi, We Love Brazil 2014 sau ceva de genul. Cu galben, stea cu Brazilii. E un personaj mă dăm la cerc. Odată terminate machiajul și coafiura și după ce toată lumea și-a pus vestimentația, concurenții se îndreaptă către locul faptei. Pe drum însă, faptul că băieții le ajută pe fete să meargă pe tocuri nu este trecut cu vederea. Când vă spun eu să le ajutați, le ajutați. Când nu vă spun, nu le ajutați. M-a rugat și n-am. Și ce dacă? Dacă tu ai venit într-o situație complicată și ai fi în poziția de a fi eliminat, ce ai face? Ha? Ai renunțat pentru ea? Zi, Dan. Nu. Ok, atunci aveți de treaba ta. Și urmărește-ți interesul. Unul din lucrurile dificile pe care trebuia să le facă, mai ales fetele, că la voi e foarte simplu de multe ori, e să meargă pe un teren accidentat. Terenul accidentat era multă simplu de aici, de la autocar, până pe mormanul de Dunăr. Așa că las-o în pace. E majoră, e vaccinată, alte prostii știe să facă. O probă dificilă, o probă care pune la încercare stăpânirea de sine a concurenților, o probă pe care modelele trebuie să o suporte cu stoicism. Ce poate fi mai antagonic decât să pozezi o rochie de seară, tip o couture de mii și mii de euro, vai de rochile mele, pe o groapă de gunoi, oribilă, urât, mirositoare. Da, întotdeauna în fotografie să caută, cum să spun, niște antiteze, să spun așa, în sensul că ținutele elegante, da, dacă le pui într-un mediu cu totul diferit, cum ar fi o groapă de gunoi, au un impact vizual mult mai puternic și sunt mult mai penetrante vizual. Dar, ca de fiecare dată, Cătălin nu alege întâmplător probele prin care discipolii săi să treacă. De data asta, vrea să-i învețe că mai presus de orice, un model trebuie să facă rabat de la eleganța unui podium luxos pentru a se acomoda oricărui mediu. Aproape că este imposibil să poți să ai atitudine din cauza mirosului. Cam aici ar fi fost întrebarea care măsură provocarea concurenților de a trece cu ușurință peste un mediu foarte, foarte ostil și să te concentrezi, să faci abstracție de tot ce este în jurul tău. Echipa albastră, un pas în față. Începem cu tine și pe mă cu băieții. Trebuie să păzezi fashion în gunoaie, indiferent ce se întâmplă, da? Indiferent ce e în jurul tău, tu trebuie să păzezi fashion. Frică nu are de ce să fie de gunoaie, adică e doar un mormânt de gunoaie, nu e nimic mai mult. Și nici scârbă, adică am trecut prin lucruri mai scârboase până acum decât să fie scârbă de niște gunoaie. Oricum, despre după. Mamă, uite cum ridică ăla acolo. Doarnă în cap, dar a zis. Ar fi șmecher. Ea în sine nu e. Ce-ar fi, mă, șmecher? Dar te duci la spital de aici cu vreo bacterie sau ceva, n-ai, dai seama. Eu sunt obișnuită cu mirosurile tari, cu... Nu mi-e nici greață când se vorbește la masă de ceva, că fac treaba asta pe deoparte. Ea nu are de ce să fie obișnuită cu toate astea. Hai să stai, să te ia puțin, să te bată vântul. Așa, răsucește-te puțin ca să te bată vântul. Invers. Ce de grau, în partea asta trebuie să iei. E ceva total opus, gunoi cu un măcaz foarte elegant, frumos, dar ne scoate în evidență foarte mult și sau dacă putem să facem diferența între locul foarte nașpa, plin de gunoi și noi. Se vadă o diferență mare. Haide, Dragoș! A fost interesant, deși am mirosit urât, cred că m-am descurcat ok. Trebuia să pozăm fashion, ținuta, machiajul, părul ne ajută foarte mult. Iar dacă te gândești strict să faci o poză bună, poți să te detașezi de loc, de miros și de tot. Ce? Dacă nu te-ai spălat? Ustură ochii. Hai, aranjează-și mie puțin costumul și hai să ne apucăm de treabă. Facem un test de lumină. Poate să mai ridice de când în când, poate să nu. Da, e ok. Nu, că mie mi-e ok așa cum e.
De data asta nu am mai fost primul la probă, am fost al doilea după Mădălina. Și având în vedere soarele care îmi bătea direct în ochi și mirosul care era destul de înțepător, eu zic că și la experiența care o am, adică 0,1, să zicem așa, că am încăptat 0,1. Așa, eu zic că a fost ok. Deci eu nu sunt mulțumit de mine. Știu că se putea mai mult. De fapt, niciodată nu e bine să fim mulțumiți. Întotdeauna trebuie să vrei mai mult. Dragoș, pare că a înțeles destul de bine să pozeze ca într-o reclamă de la costume pentru bărbați. Cheamă-l pe următorul. Nu, nu-mi vine. Am avut o mică senzație acolo, dar a fost așa de teatru. Am jucat teatru. Cu mirosul m-am cam obișnuit aici, dar cel mai rău mă deranjează faptul că e un soare extrem de puternic și n-avem ochelari de soare și trebuie să ne strâmbăm și trebuie să și pozăm bine în condițiile de soare atât de puternic. Machiajul se strică din cauza faptului că ne strâmbăm odată, facem cute, riduri și pe frunte și la ochi. Ne curg ochii și evident că toate lucrurile astea duc la o dificultate foarte mare a ședinței foto. Dan pare puțin încordat, probabil că nu și-a depășit niște limite. Mă gândesc, nu știu, e o presupunere, că se simte puțin marginalizat din cauza faptului că e mai în vârstă, că n-are încredere în el, n-ar trebui să gândească așa. Dan aici m-a dezamăgit puțin și a gestionat foarte, foarte prost și mișcările și pozițiile și toată atitudinea lui. Deja te ia cu stomacul așa puțin. Te dau lacrimi, tăciule. Hai că poți, hai că poți, hai că poți, hai. Mi-am distrus tocurile. Nu exploata nimic din tot ce ar fi putut. Adu-i aici, că vreau să sufere puțin. Vai de capul meu. Încerc să iubesc pe toți. Dar asta înseamnă că trebuie să întorci și obrazul celălalt dacă lumea te ia de prost. Dar aici! O glumă foarte proastă. S-au descurcat bine toate fetele. Mai puțin Laura. N-am putut acum, nu puteam să merg în gunoaiele alea. Dar de unde faci? Că eu am plicurile pe care de la farmacie. De ce a văzut și dezbrăcat plicul nostru, dar să înțeleg. Mă cași strânge! Eu zic, băieți, nu știu cum puteți să rezistați să-i stați să-i văd de bine. A venit acum rândul echipei Verzi să se pregătească de shooting, iar Gabriela este prima. Între timp, Cătălin și Marius se asigură că au cel mai bun unghi. Deci, Cătă, mergem pe ăla, da? Da, ori pe ăsta. Hai să... Meu. Pe lângă mirosul insuportabil, nu am crezut că botezatul chiar o să ne bage acolo în munții aceia de... Am crezut că o să pozăm undeva, nu știu, chiar la margine, să zicem așa, nu să ne pună să călcăm prin toate gunoaiele alea. Întrebarea este, și curiozitatea, este cum o să iasă pozele și dacă o să ajungă să vomite cineva, pentru că deja te ia cu stomacul așa puțin. Cred că o să iasă un shooting destul de frumos. Este o idee interesantă, noi foarte strălucitoare în gunoiul acela. Tot ce sper este ca expresia feței mele să nu fie una dezgustătoare sau să fiu fotograful să nu mă prindă într-o ipostază când mă, nu știu, sunt scârbită până la urmă de toate gunoaiele astea. E scârbos. Eu urăsc mizeria, praful. Chiar asta chiar nu a fost pentru mine proba asta. E un miros groaznic, infernal. E scârbos și să-ți bași picioarele în porcăria aia acolo. Chiar e dezgustător. Sper să fi reușit să fac niște poze bune. Cred că am fost contorsionată la față sau ceva, că eram deja destul de obișnuită după ce am făcut prima echipă shooting, deja mă obișnuisem cu mirosul. Dar oricum e greu să sincronizez și corpul și expresia feței și de ce te ții sau
Eu sper că ai și bine. Am făcut foarte repede și foarte puține poze de față de tățile precedente. Arunco, bravo. Bravo. Cum sunt? Ui. Ah, ce mișto sunt. Baragan a zis după 5 flash-uri, mi-a zis, a, gata, ai poza, poți să cobori. Haide, haide, haide că poți. Hai că poți. Hai că poți, hai că poți, hai că poți, hai. Hai că poți. E groaznic să calci prin gunoiul acela. E, simt că mi-intră toate alea prin pantofi și prin sandale, să nu mai vorbim de drumul până acolo, că era pietruit și pământ și mi-am distrus tocurile. Da. Deci nu mai pot fi folosite și sunt singura mea pereche. Hai. 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 Nu, mă, așa este și mai rău, sincer. M-am obișnuit cu mirosul. Am fost urcată pe o roată. Nu aveam spațiu să mă mișc. Puteam să alunec în orice moment. A fost puțin dificil. Eu cred că am pozat cât de cât bine. Acum nu știu cum a văzut fotograful. M-am dat ce-am putut acolo în momentele alea. A fost foarte, foarte sec totul. Foarte statică, nu s-a putut controla prea bine, nu s-a jucat deloc cu vestimenta, nu a exploatat nimic din tot ce ar fi putut. Cătălin? Da? Îmi place de voi așa, zic. Îmbrăcați elegant, îmi dau seama că avem echipă bună. În 5 în clipa asta. Ce mai mult? Normal, statistic vorbind. Mai trebuie să plecați. Da. Poate sau poate nu, dacă facem bine. Poate, plecăm toată lumea. Deja ne-am montat. Cine e acum? Andrada? Suntem toți importanți. Fiecare vine cu câte un plus. Mi-a plăcut. Cred că m-am descurcat bine. Nici prin cap nu-mi trecea să facem un shooting în hainele astea super elegante, super scumpe, să facem un gunoi ăsta. Mă gândeam că o să le stricăm. Oricum, nu un gunoi. Concurenții sunt de mai bine de 2 ore la groapa de gunoi și trebuie să suporte în continuare mirosurile pentru că mai sunt încă 9 modele care nu au pozat. Okay. Mie mi s-a descus un nasul, să fac. Da, l-ai? Da, l-am băgat aici, o să-l pus acasă. Ziua am fost plin de ghinioane, adică m-am trezit cu pantalonii pătați, m-am trezit cu sacou că i-a căzut nasturile, deci nu mi-a mers prea bine ziua aia. Acum băi și excavatorul ăla. Așa. Știi? Am pozat cât de mult am putut, adică m-am jucat și cu ce am avut prin jur, cu costum, m-am jucat, am avut norocul, cred că am nimerit și un stol de ciori pe fundal și, nu știu, cred că a ieșit destul de bine, sper. La cât m-am chinuit acolo, că mai aveam puțin lacrima ochii și vomitam. Hai, Laura! Haide! Pe un page, direct! Hai, Laura, odată. Mamă, că nici mască n-am. Ce să fac? Hai. Hai, Laura, că n-am dat-o ziua. Nu mai pune mâna pe toate mizeriile. Ce faci? Pui mâna pe toate mizeriile și pe mâna spune mâna pe nas? Pui mâna pe aia și pe mâna face așa la nas? Hai, încoace. Haide. Hai, dacă te îndrepti și îți ții echilibru, hai, o să fie bine. Ne-ai stricat și pantofii în banii ăștia. De ce nu ți-ai adus pantofi de acasă? A vrut să se descalțe prin gunoaiele alea? Ah! Nu cred că a vrut să se descalțe, Doamne! Deci nu mâncasem și era așa de rău, mă luase cu totul de la stomac, așa, parcă simțeam mirosul, încercam să respir prin gură, să respir prin gură, dar îmi venea mirosul, efectiv mirosul îmi venea să vomit. Și bine, norocul meu a fost că aveam nasul în fundac, eram răcită. Și mi-am pus pe o mănușă
mi-am pus așa pe mine mai mult parfum și încercam să caut acolo locurile în care m-am dat parfum să miros, să miros parfumul, să scap cumva de miros. Nu știu cum am pozat, adică sper că m-am descurcat, sper să iasă o poză bine. Îmi mirosea foarte tare acolo. Te și plus că am, da, și am tocurile foarte incomode. Ești poezia lui Arghezi? Din bube, bucegaiul și noroi, piscat am frumusețe și lucruri noi. Hai, bagă, fă frumusețe. Carmen, din punctul meu de vedere, a continuat cu aceleași dezamăgiri ca la ultimul shooting. Efectiv, nu a avut expresie, nu a avut imaginație, nu... Mi se pare destul de slabă din punctul meu de vedere. Nu știu, e... Nu se poate concentra, nu se ridică la nivelul așteptat din punctul meu de vedere. Se pare că unii dintre concurenții au trecut de testul mirosului și chiar au chef de glume care pentru unii se vor dovedi proaste. Păi o biopsie autopsie de aia. Cum era, măi, biopsie sau autopsie? Băi, ia-l lasă! Bă, am dat și un șervețel. Nu, mă, nu, mă! Hai să-l găsi un ucide, hai! Doamne, la ciocolată în mână ăla. Știind că Gilbert are frică mare de tot de șobolani, am zis să fac o glumă, mi s-a părut interesant. Am luat șobolanul cu mare atenție de coadă, așa, și m-am dus la Gilbert. S-a speriat rău de tot. Hai că ai un cadou! Da, o glumă foarte proastă. Chiar Dan și Liana, Liana tot căută pe aici ceva și nu mă așteptam să caute șobolan. Am și eu pretențiile aia. Și mi l-a adus mie. Îți dai seama, și așa vine să vomit într-una, mai merge și un șobolan lângă mine, e mort. Fă. Mai ales șobolan. Da, nu știu, că da, sensibil sunt. Da, sunt sensibil. Mi-a luat șobolan în mână ăla. Bă, dar nu aici! Ultimii concurenți care au făcut poze sunt Joan și Cătălin. Nici lor proba nu li s-a părut ușoară. Cel mai urât moment pentru mine la Acropa de Gunea a fost când am terminat de poza și am coborât înapoi acolo. Pentru că acolo jos mirosea mai tare decât chiar pe groapă. Da, așa este. Și când am dat nou de mirosul ăla, așa, care parcă s-a strâns acolo, mi-a fost așa un pic rău. Dar, nu știu, am fugit repede la autocar. Deci dacă ați putea să simțiți mirosul, ți întoarce stomacul pe dos. Mie o greață de nu mai pot. Am descurcat bine. Sunt curios o pozele pentru că am scos ce am vrut din mine. Iarăși, nu mi-a spus și mie că de bravo, am făcut cam repede. Pa, 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 gata. Dar am avut, deci eram pe poziție și chiar cu o oră înainte, două m-am concentrat și știam că avem în costume pozele și m-am gândit la un bărbat care are un statut așa, un statut social bun, un bărbat adevărat, care nu are probleme și are încredere în el. Fiind costumul ăla frumos și scump, asta am vrut să pozez. Pozez cât mai macho și mai puternic, influențabil, un bărbat tare. Și asta mi-a ieșit. Și cât mai multe fashion, am uitat de gunoiul ăla care era acolo. Aștept cu nerăbdare momentul când Cătălin o să termine shooting-ul și o să vină la noi să ne spună. Sper să mă fi descurcat bine. Mereu criticile lui sunt constructive pentru mine și am vrut să fac ceva care să-l impresionez, că până acum am fost cam invizibilă și mi-aș dori să reușesc asta. Un shooting foto cu un grad de dificultate referitor la mirosul de aici, dar spectaculos. Da, am aceleași senzații. Ce aș putea să spun, pentru că nu vreau să comentez acum prea mult, s-au descurcat bine toate fetele, mai puțin Laura.
Oricum, nu cred că poate să fie eliminată sau ceva de genul, pentru că e păcat, e foarte frumoasă. Deci, vorbesc serios, eu n-am mai văzut față așa frumoasă ca a Laurei. Toți băieții, mai puțin Milner, s-au descurcat prost. Adică, invers spus, Milner s-a descurcat, ceilalți a spus prost, toți. Abia în autocar am realizat că a spus că eu am pozat cel mai bine și eram foarte fericit. Eram în sfârșit, l-am bucurat pe Cătălin cu pozele care le fac. Mai departe o să trageți și voi cu probabil concluziile voastre. Oricum, mai avem de lucru în episodul ăsta, mai sunt provocări, dar nu așa de grele, așa cum am spus și dimineața. Sunt doar de compoziție, de locație, da? Întrebări? Bine, haideți să mergem la birou să vă schimbați. Dar uneori, critica este greu de suportat atunci când ești la început de drum. Nu a fost asta o probă grea la groapa de gunoi, dar a fost una dificilă, pentru că eu nu suport în general mirosurile și a fost un miros foarte puternic, plus că nu mâncasem și mai aveam puțin și vomitam acolo. Plus că am văzut când Dan a luat un șobolan în mână și am scăleșin acolo, nu mai îmi trebuia nimic. Și... na... deranjează că te certa Cătălin? Da, că am încercat să pozez. E normal să mă certe dacă n-am făcut bine, dar n-am putut să merg până acolo. Asta a fost. Da, într-un fel... devin sentimentală când mă ceartă cineva și mai ales când... dacă e Cătălin care ne ajută acolo, care el decide tot și se plânge de mine, normal că mă supăr și așa. Și da, am plâns. Că chiar eram foarte supărată când m-am descurcat. Și mi-a plăcut mereu să mă implic în toate probele și așa, dar acum chiar n-am putut să fac ceva mai mult decât să pozez și să pozez cât știu eu, cât pot eu să pozez, neavând nici experiență înainte. N-am putut acum, nu puteam să merg prin gunoaiele alea. Era greu să ajung sus acolo prin tot gunoiul ăsta. Da, mă motivează, într-un fel mă motivează, dar într-un fel și sunt așa supărată și parcă nu mai vreau să fac nimic, parcă sunt atât de supărată încât nu vine energia aia, nici să zâmbesc, nici să nu fac nimic. Și într-un fel mă închid, dar într-un fel încerc să fac din ce în ce mai bine ca să fie totul bine și să ies și eu bine. Laura m-a dezamăgit pentru că nu suporta mirosul, ce să spun. Parcă ceilalți l-au suportat, asta e. Și a început să plângă. Aoleu, aoleu, aoleu din nou. Da, sunt dezamăgit de Laura. Păcat de ea că e frumos. Dar știi că nu s-a terminat episodul aici, da? Da. Și atunci, mâine mai ai o șansă. Da, dar nu îmi place mie să fac bine. Așa ambițioasă e? Da, chiar vreau să fac bine. Seara, după ce s-au întors de la probă, oboseala își spune cuvântul și apele nu sunt deloc limpezi în casa Supermodels. Un banal ceai băut de Dan generează un scandal în toată regula. Da, era un ceai lăsat, l-a infuzat pe masă de foarte mult timp, că am și gătit. După ce am gătit, am mâncat. După ce am mâncat, am spălat vasele. Și ceaiul ăla tot acolo era. Se făcuseră deja câteva ore de când era acolo. Și m-am gândit, mamă, e și rece, e tot mai bine, pot să-l beau. L-am băut repede, a fost foarte bun. Și după aceea a venit Liana, voi, cine mi-a băut ceaiul, cine mi-a băut ceaiul? Dar de unde faci? Că eu aplic un lecumerat de la farmacie. Dar tu nu mai are nevoie de antiadipos aici, e păcat. No, dar păi luați, ce se spune? Ba da, să părțim de familia Big Brother aici. Da, pe familie, să mă întâmplă. Eu, dacă au ăștia nevoie de prezervativ, le dau drag. Da, le dai. Dă-le tu. Eu nu sunt așa altruistă ca tine. Da,
Dar ăsta chiar era ceaiul meu acoperit. Nu știu de ce i s-a părut lui că a stat prea mult la infuzat. Nici măcar nu a întrebat al cui e. Eram jos toată seara, nu a întrebat niciodată. L-a luat pur și simplu și a băut. Și într-adevăr că m-am supărat cel mai tare că a luat așa foarte de râdere. Nici măcar n-a zis ok, scuze. M-a început că trebuie să stăbim, că da, trebuie dată jos grăsimea și a ținut-o unisonul ăsta mult și bine. Orice fac de acum trebuie să mă duc să mi le duc în cameră. Nu, sincer l-am băut că aveam poftă de un ceai. Și am zis de ce să-mi fac unul. Să stau să-l pun, să aștept să se răcească, să-l prepar, când ăsta e gata și e abandonat de cineva aici. Sincer, acum, mie mi s-a părut normal așa. În aceeași seară, dar câteva ore mai târziu... La mine în cameră dormeau două sau trei persoane, în camera lui Carmen la fel se dormea și în camera lor Modelina era deja trează, ne-am strâns toți acolo și am început să vorbim. Pe urmă am auzit că a venit Modelina jos și că plângea jos, că nu e lăsată să doarmă. Plânge, nu știu de ce. Cine a fost Modelina? Plânge cam des Modelina în ultimul timp. Cred că e dor de familie, e dor de cineva, nu se prea integrează cu noi. E dor de cărțile ei, de gramatică, de acasă. Cine a început asta? Nu știu. Păi, cineva e capricul și nu s-au urmărit. Toate fetele cine? Nu știu. Vrei să gândesc că asta a fost să dumne? Dar se pare că Mădălina are o altă variantă a poveștii. Eu dormeam. Iar fetele, mă rog, nu știu ce au avut aseară, au fost foarte, au foarte multă energie și au venit pe la noi în cameră, era și Dan acolo. Mă rog, aveau ele chef de mișto. Modelina, nu-i nimic oricum, rămâie inocentă, stai mișto. Pantalonii, băieți, nu știu cum puteți rezista senzației Modelinei. Și totul a plecat de la faptul că fetele l-au surprins pe Dan într-o ipostază delicată imediat ce a ieșit de la duș. Andrei Carmen și eu a fost mai decât a fost. S-a văzut tot. Nu, nu s-a văzut. Dar ele, da, s-au mutat. Ce? S-au auzit, dar nu se va la mai chiar. Dacă vă să vă discrați, să-ți implicați pe cineva care nu are chef. Nu am ce să le spun legat de comportamentul lor. Fiecare se comportă așa cum vrea sau așa cum simte. Situația creată nu este trecută cu vederea nici de Gilbert, care pentru prima dată recunoaște un lucru evident. Carmen nu este indiferentă. Ce se întâmplă? Da, sunt unele persoane aici care joacă murdar. Îmi dau seama în clipa asta. Dar e normal. Atunci eu vreau să-mi bag în cercul și vreau să fac eu de către mine. Ok, dar nu așa. Ce e cercul lor, mă? Dragoși, cum ar fi în cercul lor? Pare a fi. Așa a fost foarte reticent. Dar Dragoși își controlează bine și eu am zis de la început. Stai, ok, că e lângă mine, să ne controlăm foarte să... Să ne pierdem scop aici. Nu stăm să facem în fața lui Dumnezeu. Fii cât mai bun. Păi ce e cea, mă, frate? M-am gândit, ce e asta? Unde până unde? Atât de nebunie. Ce să zic? E o schimbare. Bă, dar la început ce frumos era totul. Îmi amintesc de primele săptămâni în casă, când am zis, bă, eu iubesc pe toți. De la episodul ăsta, acum, la jumătatea emisiunii, încerc să iubesc pe toți. Dar asta înseamnă că trebuie să
întorci și eu brațul celălalt dacă lumea te ia de prost. Uite la Carmen, eu nu așteptam, eu am altfel la cele. Ai înțeles, Dragoș? Tot ce vrei să-i zic. Și ea să tragă azi ceea ce a figurat, să vadă dezbrăcat. Deci a văzut și dezbrăcat pe vitrul nostru, dar să înțeleg. De ce fata aia poate să fie o fată de relație? Chiar m-am și sărutat cu ea. Și m-a atras fizic. Foarte mult m-a atras, foarte mult. Dar caracterul ei lasă de dorit. Nici eu nu încă să nu știu. Bă, la ora e. Cred. Și am dragă. Am trăit și chestii mișto la început, o iluzie mișto. N-am vrut să vorbesc nimic, că poate chiar se întâmpla ceva frumos. Am lăsat timpul, chiar îmi doream. Dar, wow, s-a băgat un pic în seamă cu Liana și cu Gabriela și ele i-au dat importanță, ea a crezut că e mai sus și a început să mă reproșeze chestii. Aș vrea să mai vorbesc cu Carmen, dar cred că e bine câteva zile să cugetăm un pic, să ne respectăm. Simt că nu mă respectă. Ne-am trezit de dimineață, e o nouă zi, nu știm exact ce vom face, știm doar că va fi o nouă probă, destul de interesantă, bănuiesc. Așa că Florin și Stella, adică echipa de styling a emisiunii, sunt pregătiți pentru a le asigura concurenților machiajul și coafiurile dorite de Cătălin pentru proba de astăzi. După shooting-ul cu gunoiul, chiar nu știu la ce să mă mai aștept, serios, înainte mai dădeam cu presupusul sau ceva, dar acum chiar nu știu la ce să mai aștept. Însă, din cauza emoțiilor și a presiunii prea mari de pe umerii lor, un nou scandal se ivește în casa Supermodels, de data aceasta între Gilbert și Liana. Ne-am certat pentru că a venit cu o atitudine foarte grețoasă și am spus, oricum sunteți toți niște jegoși și mi-e scârbă să stau în casă. Nu știu ce jegoș ai. Ce jegoș ai? Ce jegoș ai? Ceva mă jegoș? Dom'le, treaba mea, asta spun! Tu am pronunțat numele Gilbert, dar nu te simt! Nu, ai zis voi, sunteți jegoși! Voi sunteți jegoși, adică toți! Numai tu, tu nu! Nu mai spune voi! Te rog eu, că n-am zis nimic! Dar nu te simți în Gilbert, fana mea! De ce să mă simt? Nu s-a pronunțat numele, nu s-a pronunțat numele! Cum zici voi, sunt jegoși voi, nu? Sau ai zis voi, nu sunt Gilbert? Dar ce dracu, că nu ești mai special? Tu mi-ai spus trebuie de scopă! Dar tu ești mai special, că zici voi sunteți jegoși! Cu ce ești mai special? Că ce-și sincer? Că ce-și sincer? Ce-și sincer? Ce-și sincer? Ce-și sincer? Cine am încheiat de ceartă, eu sau tu? Wow, ce răutăți observ în clipa asta! Extraordinar! Vorbeam cu Mădălina și v-a zis... Ai zis voi sunteți jegoși! Ai zis voi sunteți jegoși! Dar nu mai spune voi! Deci ce să mai zici voi? Și cum ies caracterul ăla? Ce treabă ai tu cu mine? Dar e bine de știu pe viitor ce oameni am în casă. Și mă faci și jegos, mersi. Ba nu te-am făcut, nu mai pune cuvinte bune, nu ți-am făcut. Nu ai zis voi, sunt de jegos și n-ai zis problemă. Da, pentru că nu trebuie să vorbești la plural de toți. Da, mă, ce așa ai zis și el, ieri m-a furat, nu știu cine e iaurtul. Toți, ai zis de toți că ți-a furat ție iaurtul toți. Fii mai calmă, frate. Deja mă deranjezi. Atitudinea asta, da. Chiar nu știu dacă are sens să mai vorbesc eu prostia asta cu Liana și cu părerile ei astea de jegoș și de... Ea e curată, ea e cum vrea. Pe mine să mă lase în pace. Bravo. Și tot Gilbert redeschide un subiect pe care el însuși l-a închis. Stai, de ce zici voi? Eu asta nu înțeleg. Voi sunteți jegoși. Pentru că era... Dar de ce voi? Cea mai curată. Eu nu înțeleg. Spune de cineva și atât. Eu n-am spus niciodată. Voi te s***ase. Voi te s***ocios tot. Voi te jegoși. Vă miroase c***o. Nu am zis. Dacă spui cuiva, spui băi Goga, băi, te nu-mi place niciodată. Băi, nu? Dar zic că voi își place te simți. Cum să nu mă simt dacă tu zici voi? Cum să nu mă simt? Vă dus. Tensiunea e ca să face Gilbert, în mare parte. În rest, nu prea e. Dive, dive, dive. Toată lumea e dive.
Are o problemă cu el, Gilbert. Ne zice de o săptămână cu acei că și-a pierdut încrederea în el, că e foarte certat de către Cătălin, că nu face nimic bine, că nu mai știe ce să facă să fie și el lăudat măcar o dată. Și, nu știu, cred că toate astea îi stau pe cap și de asta se ceartă cu toată lumea care o vede. Acum să faci ce victimă, ai că primoara. Nu, nu, Gilbert, e rău! Dai bani, mă doare! Gilbert, e vânător! Ce-mi zice mie, vezi că azi e ziua ta de curăție, să mă ocupa ce spurat. Gata, mă, măi, șefa, scuză-mă. Au făcut după aia când am făcut eu. Pentru că ați făcut voi gură. Dacă nu făceați gură, mergeam pe multă, toți. Da, a făcut gură. Ba da, a făcut gură, dar ați făcut o gură? Când trebuia să faceți gură? Eu am făcut bot. Bă, dar nu mă stresați pe mine, vă rog eu și mă faceți zicos, vă rog eu frumos, punct. Bine, punct. Nu mai vreau să nu mai am la plural chestii. Spune, pune ce vrea, așa, așa. Dragoș, nu mai comentam, ne-am pus și eu. Ea m-a făcut frigiderele mereu și a făcut curățenie în frigider. Bravo, dar nu mă interesează de mine. Da? Sunt jegos, e treaba mea. Dar nu mă vorbeam că pe este... Nu, păi ea m-a făcut jegos. Și pe toți, din casă. Să-și vadă de viața ei să fie ea curată mai bine și atât. Liana de multe ori mi-a tras și mie atenția, chiar dacă atunci am terminat de mâncat și m-am dus până la baie să mă scol pe mâini sau ceva. De ce am să apar pe acolo? De ce nu știu ce? Nu mi se părea o atitudine corectă. Eu niciodată n-am mers să spun, vezi că n-ai făcut aia sau nu știu ce. Adică nu cred că suntem aici ca polițiștii să, sau să fim la poliție să-mi spună mie sau la alții cineva ce să facă. Iar Gilbert s-a enervat foarte tare pentru că Liana a vorbit la general. Și, nu știu, nu i-a plăcut, nu i-a căzut bine și nici mie nu mi-a căzut, dar n-am zis nimic. Nu am vrut să mă bag în discuții. Tensiunile și certurile ar trebui să rămână în casă, deoarece concurenții sunt convocați de Cătălin la o nouă probă. Știu că a zis Cătălin că o să fie, o să ne placă, dar în același timp o să fie greu. Nu pot să-mi dau seama ce să fie. O echipă alcătuită din peste 50 de oameni pregătește fiecare detaliu, pentru că proba este cu adevărat una spectaculoasă. Și pe deasupra, ce se va întâmpla va fi o premieră la Supermodels. Când ne-am apropiat și am văzut pista, că se vede asfaltul, marcajul ăla proaspăt, mamă, și am văzut o mașină de drift acolo, am mai văzut niște motociclete, mamă, deci m-am entuziasmat ca un copil. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit la Motor Park România. Nu întâmplător v-am adus aici, deoarece a venit timpul, a venit vremea să realizăm un clip. Să faci un videoclip, o reclamă, nu este ușor. Este destul de greu, mai ales când o faci cu niște amatori. Un clip care, din punctul meu de vedere, va fi o piatră grea la evaluarea voastră în acest episod. Sincer, mi-a crescut entuziasmul când am auzit că vom face un clip, pentru că locația e ceva ce oricărui bărbat i-ar plăcea. Aș vrea, tot în acest moment, să vă desemnați voi un reprezentant, personajul ales de voi, are de spus o replică. Tocmai de aceea aș vrea să o faceți voi, să o îl alegeți voi. L-am ales pe Gilbert pentru că are o anumită experiență în astfel de lucruri și sperăm să se descurce bine. Nu uitați, trebuie să aibă dicție, să aibă o mimică a feței bună. Nu am ales doar eu, adică nu m-am impus eu față de echipă să fac eu asta. Sper că mă voi descurca, eu mă mai bâlbui uneori la vorbit și astea, dar sper că totul va fi ok. Ați ales prost, din punctul meu de vedere, toate trei echipele. Da, mă rog. Eu cred că dintre Gilbert, Dragoș din echipa albastră și Milner din echipa verde, Gilbert se va descurca cel mai bine. Hai, ok. Haideți să mergem la îmbrăcat, la dezbrăcat. Am emoții pentru ziua de azi, că vom filma și nu știu cum o să reușim, că unii mai avem experiență, unii n-avem deloc și cine știe, poate să facem varză tot. Și sper ca eu și cu echipa mea să ne descurcăm bine. Mare grijă cu pantofii ăștia, pentru că prin amabilitatea firmei Gianico Germania
aveți șansa să purtați unul dintre cei mai buni pantofi din lume, așa că mare grijă. What are you looking at? Clipul pentru care concurenții vor filma se adresează unui public exclusivist, așa că de la vestimentație și accesorii și până la mașina în care vor filma, totul este de lux. Ok, după ce vă, fetelor, după ce vă puneți costumele, o să luați și de la Sover, ne-a trimis niște ochelari de soare care sper să se potrivească temei noastre. Cât timp concurenții au parte de ultimele retușuri înainte de probă, echipa de producție se asigură că totul este pregătit pe platoul de filmare. Hainele, ochelarii, sacourile, haideți pe pistă! Iar pe pistă îi așteaptă un bolid de peste 500 de cai putere, un adevărat monstru pe patru roți. Sper că o să iasă ceva special, o să iasă o reclamă frumoasă, deoarece am folosit aparatură specială, am folosit recuzită specială și am făcut reclamă unui brand internațional. Vreau să văd aici prima echipă, a doua echipă și a treia echipă. Prima echipă trebuie să-mi vină în linie unde ești tu acum. Cu fața la tine? Cu fața la mine, da. Fără vorbitor? Fără vorbitor. Toate echipele, tot ce tragem noi acum este fără vorbitor. Primele deci în afară de... Așa, hai. Deci ideea spotului este că voi trebuie să alergați cumva spre mine. Avem, la un moment dat, voi vorbiți, stați între voi, vă uitați și la un moment dat o să auziți un zgomot de mașină acolo. Da? Și în momentul ăla sunteți atente, vă uitați și începeți să veniți spre mine. Ca și cum alergați ca să veniți către mașină. Ok? Doi pași mai în față, vă rog. Doi pași mai în față. Reclamele de obicei se fac destul de greu pentru că se fac din mai multe cadre. Ceea ce ei n-au înțeles. Deci n-au înțeles că fiecare... Exista câte un pas al acelei reclame care mai apoi trebuiau pași care trebuiau montați pentru a da acel clip. Dar vedeți că nu e ușor. Intrați în personaj. Bine, le vorbesc cu echipa mea după. Din experiența mea la reclame și la videoclipuri, cel puțin se stă extrem de mult și se filmează foarte mult. Stop! Încă una, vă rog. Nu e bine. Deci, fetelor, nici cu zâmbet, dar nici așa, nici serioase. Deci o chestie a gen prezentarea de modă, dar nu, să nu zâmbiți. Trebuie să ai foarte multă răbdare și, în general, în acest job trebuie să ai, să fii foarte calm și să aștepți. Următoarea echipă, fără cel desemnat să vorbească. Am mai făcut un clip cu niște rochii la Timișoara, dar nu la fel de mare, de interesant. Ceva mai simplu. Acțiune! Cred că o să ne descurcăm cu spotul. Avem și oameni frumoși în echipă. Și o să fie ok. Și cât echipa de filmare mută aparatura pentru a filma următorul cadru din spot, Cătălin trebuie să stabilească anumite lucruri cu toți concurenții. Începând de astăzi, în casă nu se mai mănâncă pâine. E valabil și pentru fete și pentru băieți. Sunt extrem de dezamăgit, deoarece am constatat că fetele s-au îngrășat. Să vă fie rușine, pentru că după atâtea episoade, în loc să slăbiți, v-ați îngrășat. Să vă fie rușine. Mi s-a părut că văd niște piftii zburătoare și că toate acele, scuzați în expresia, funduri, fac așa. De trei ori să vă fie rușine. Nu admit așa ceva. Și mi-am imaginat că atunci când o să le pun să alerge de la relanti la alergat pe viteză, o să-mi iau câmpii de nervi, pentru că la toate o să le flendure cărnurile. Asta este culmea nesimțirii. Mi-este rușine să vă scot în halul ăsta pe o scenă sau... Nu știu, la o filmare. Am simțit că toată munca mea se năruie. Deci, începând de astăzi, și am să vă fac o listă cu alimente care sunt permise în casă.
chit că vă convine, chit că nu vă convine. Cui nu-i convine, de altfel, poți să plece. Da? Mâncați ce vă dau eu. Să vă fie rușine. Nu mi se pare că Cătălin e prea dur cu noi sau ceva de genul, pentru că o face pe bună dreptate, nu o face așa de plictiseală. Bine a venit toate fetele în voce. Haide, veniți. Veniți toate în linie, așa. Linie, linie, linie. Și acum întorceți-vă cu spatele. Ia uite aici. Stați cu spatele, stați cu spatele, că nu v-am spus să vă întoarceți. Stați cu spatele. Uitați-vă ce colecție de c***uri. Cel mai tare s-a îngreșat Laura, ceea ce este inadmisibil, deoarece e și cea mai tânără și m-aș fi așteptat să slăbească cel mai repede. Am văzut câteva sute de grame în plus și la Gabi, am văzut și la domnișoara doctor câteva sute de grame în plus. Am văzut la toate, de fapt, ce vorbesc eu prostii, toate erau grase. Dacă vouă vă place, întorceți-vă cu fața. Mie nu că nu-mi place, așa ceva este inadmisibil la un concurs de supermodel. Și asta pentru că mâncați numai tâmpenii. Și fetele care sunt aici ați venit slabe moarte la început și uite cum v-ați făcut. Aveți o săptămână să... Ce o săptămână? 3 zile să vă reveniți. Și la băieți la fel. Cum, mă rog, cu excepții. Toți sunteți grași, absolut toți. Ați depus pe abdomen, pe peste tot. Pe picioare. Sunt eu mai slab pe picioare decât voi. Nu e posibil așa ceva. Înainte de proba asta, eu aveam o părere mai bună despre fete din punct de vedere fizic. Deci eu le vedeam mai sexy decât acum. Acum mi-au distrus toată viziunea. Lasă-mă că ele toate vorbeau din mine, că mi-au burtă, de când se uită la ele. Mamă, Dragoș, ce ai astăzi? Nu te înțeleg. Ești rău așa, gratuit cu toată lumea. Ți-a zis cineva că ai burtă? Cătălin ți-a zis, nu noi. Asta am zis ceva de tine, ce te simți? Păi zis toată lumea, nu vă uitați. Nu-mi place cum arăsă de la spate. Da, ok, mulțumesc, dar nu trebuie să fii rău cu nimeni. Dar nu a fost de rău, a fost doar o remarcă. Astăzi ai avut numai remarci? Păi nu, unele sunt exagerate. Începând, mă rog, nu are niciun sens acum discuția, dar... Ideea e că unele persoane de la voi se uită la farfurii altuia de obicei, când mănâncă sau la corpul altuia, dar nu se văd pe ele. Ți-am zis niciodată că ești gras sau că ai dar nu m-am tăiat cu asta farfuria mea. Și n-am zis nimănui că este gras sau cu asta, zice Cătălin. De sunt de la voi grupa lor. Nu, voi ca fete, de asta ziceam. Îi contrazic aici. Acțiune! Se vede așa grăgios, adică e deranjant pentru privitor. Amândoi acum, până la capăt. Amândoi. Hai, alergare. În momentul ăla m-am panicat, am zis iar n-am făcut bine. Leagă-ți chiloția dacă scad după tine. O să fie bine, ca să nu fie rău, nu? Regulile acestui show se pot schimba de la o oră la alta. În seara asta avem eliminare. Concursul e din ce în ce mai strâns. Am hotărât să facem premieri. Mie mi se pare că e cam târziu. Propun pentru eliminare. Am zis că leșim. În seara aceasta pleacă definitiv din concurs, merge acasă și își face bagajele. Asta nu înseamnă că am spus stop în ceea ce privește viitorul său. Prietenia e cea mai frumoasă. Filmarea continuă cu următorul cadru, însă punctul de interes rămâne axat tot pe siluetă și pe kilogramele în plus. Rămâneți acolo. Când vă dau acțiune, deci exact așa, când vă dau acțiune, plecați, da? Plecați în fugă. Nu, pleacă ușor, pleacă ușor în fugă. Atenție! Acțiune! Să alergi pe tocuri, nu am mai făcut asta niciodată, dar este un început de regim bun și faptul că ne-a pus să facem mișcare, dar este foarte greu. Mă dureau gleznele și picioarele pe extrem de tare. Chiar este destul de dificil să alergi pe tocuri. Ce faci? Ce faci? Te trage fundul, nu? Au ce? Mi-a intrat tocul în carne. Cum să-ți intre, mă, tocul în carne? Nu am alergat pe tocuri, adică am alergat
oricum într-un fel de țopăit, destul de urât, nu am alergat să arate și bine. Cătăline, ce a alergat ca și cum ați alergat la sport și e greu. Merge camera. E motor. Motor. Acțiune! Du-te. Așa, bine, așa, așa. Asta e. Stop! Ia, uitați-vă. Uite haidea în legătură și zdrunci legătură de celulită. Celulita de obicei apare după o vreme, deci dacă a fost fast food în exces și prăjeli, e normal. Wow. Oribil. Stop, înapoi! Oricum, se... nu stă carnea bine pe niciuna dintre noi, chiar nu suntem tonifiate niciuna. Hai, grasonet, pâine cu unt și cu miere. Nu o să mai mănânci, să știi, nimic. Absolut, nu, eu să știi, nu glumesc, doar apă. Chiar dacă mori. Facem fix același lucru, numai că da. Din altul. Mai în față? Atât, acolo. Mădălina, când stă pe loc, are un aspect fizic foarte ok. Chiar sunt mulțumit. Adică eu ca bărbat, părerea mea, de bărbat și a femei. E ok când stă pe loc. Când aleargă, în schimb, fiind mai mare și mai cărnoasă, se vede așa gălăgios, adică e deranjant pentru privitor. Nu e ceva care să spui, wow, uite-mă, o femeie bună care aleargă. Uite, mamă, ce sexy când aleargă. Nu, e deranjant. Fiecare. Ce tank. Singura care nu are deloc celulită pe ea, e Mădălina. Da, dar uite cum da. Și nu, nu are nimic. Ea încă da? Nu a trecut de vârsta aia de pubertate și de aia nu are. Da. Arată celulită. Da. Într-adevăr, nu, mie îmi place de ea că nu are celulită. Dar e, eu am zis, e prea mare, așa, un pic matahală pentru... un super model. Milner, ca formă, la fund, Mădălina cum ți-e pare? E bine. Și eu zic da. E ok. Dacă nu alerg. Are fund de brazilian, că Mădălina așa consider. Și asta este un compliment. Ne, Dragoș, cred că nu se uită bine la televizor, nu știu. Nu are nici de cum trăsător de brazilian, că Mădălina nu e fund de brazilian. Dar când avem să vă zic... Mădălina, mă stresez după fiecare probă, îmi cer prea multe detalii. A fost ok. Da, mă, noi oricum am pus atâta niște cizme și va fi pe niște cizme la final. Și contează ta părere. A fost ok, asta e. Nu știu dacă o să fim echipa câștigătoare, rămâne să vedem. Nu poți să fii sigur pe ceva dacă nu știi cum a ieșit. Dincolo de bârfe și complexe, proba continua. La fel și filmarea spotului. Da, oricum, se vedeți acum hal de alergat aici. Eu vreau să văd pe Google. Eu n-am putut să alerg la început pentru că alergam pe vârfuri și mi-a ieșit piciorul la spate și în momentul ăla m-am panicat, am zis iar n-am făcut bine, nici la groapa de gunoi n-am făcut bine, acum nici acum, zic că aia sunt. Reglați-vă între voi. Păi nu înțeleg, băieții, l-am spus. Mie mi se topul din picioare. Cum nu înțeleg, băieții? Nu sunteți la înșeiași echipă? Nu, dar zic că se vede urât dacă ei alargă mai încet. Și dacă ei alargă mai încet și voi ieșiți prost, crezi că ei ies mai bine? A, ce credeți, mă? Nu putem alerga așa. Păi luați-o, mă, ia duceți-vă, mă, amândoi până la capăt de testă. Amândoi acum până la capăt, amândoi! Hai, alergare! Nu știu, nu cred că a luat-o drept o brăznicie. Probabil era și deranjat de faptul că Laura nu putea să alerge și noi alergăm și... Da, nu știu, probabil el a crezut că noi nu vrem să alergăm dat cu Laura sau ceva de genul. Ce alergă ea, trebuie să ajungă până la cauciucuri în capăt. Ia pantofi de la altcineva, măsura ta, și alergă. Eu am avut topurile cu număr mai mic. Și mi-a făcut niște răni foarte urâte. Și în același timp m-am gândit să nici să nu-i dau jos, că poate nimeresc alții mai mari și după îmi scapă din picior și așa m-am chinuit, dau, o să fie bine, ca să nu fie rău, nu? Acum, Laura trebuie să-și compare chiloții jos, că se văd tare e. Îi se lasă ea, că sunt largi.
Leagă-ți chiloții dacă scad după tine. Nu prea m-am uitat la detalii să văd cui cade chilotul sau cui alunecă sutienul. Mă uitam mai mult în general, adică să văd cum aleargă, cum se descurcă la probă, dacă ascultă indicațiile lui Cătălin. Proba se apropie de final, iar concurenții mai au de filmat un singur cadru. Am ajuns acum la momentul în care cei care trebuie să vorbească, să prezinte produsul în sine al acestui clip, a trebuit să vină lângă mine și să spună celebra frază: doar cu ceasurile Guess veți ajunge la timp. A fost o zi încărcată, iar concurenții Supermodels sunt la o replică distanță de a-și vedea primul spot publicitar. Mildner este primul care filmează. Acțiune! Doar cu ceasurile Guess veți ajunge la timp. Cât de bine s-a descurcat echipa verde, vom vedea imediat. Doar cu ceasurile Guess veți ajunge la timp. Mie mi-a plăcut. Mie îmi place cum arăți lângă Cătălin. Dar e greu și cu voce și cu astea, știi? Dar oricum e mult mai bun. A fost o fată, nu știu. Da. Ba, eu zic că tătea mai frumos. Era bine, că nu e convenit. Eu zic că tătea mai frumos. Știm. E rândul lui Dragoș să-și demonstreze talentul. Acțiune! Doar cu ceasurile Guess veți ajunge la timp. Rezultatele muncii echipei albastre nu se lasă așteptate. Doar cu ceasurile Guess veți ajunge la timp. Gilbert încheie proba, așa că ultimul cadru îi aparține. Acțiune! Doar cu ceasurile Guess veți ajunge la timp. Doar cu ceasurile Guess veți ajunge la timp. Ceea ce nu știu concurenții este că emoțiile nu s-au încheiat odată cu proba. Cătălin le-a pregătit o veste șoc și le-o va da imediat. Va nu apă în surprindere în seara asta, pentru că va fi eliminare. Sincer să fiu, mă așteptam să fie eliminare, pentru că ne-au
chemat cu tricourile de echipă și noi la tricourile de echipă respectăm tricourile de eliminare, că în majoritatea, adică 99% din cazuri, la eliminare le-am purtat. Da. Gilbert. O eliminare. Am spus că regulile acestui show se pot schimba de la o oră la alta. Ei bine, așa se întâmplă și acum. Deci ce să mai stăm? Să mai gândim la ce să mă mai gândesc? Și într-o proporție foarte mare a contat faptul că sunteți 70% din voi într-o involuție totală. Să nu mai vorbim de kilogramele în plus. Așa că în seara asta avem eliminare. Habar n-am cine va fi pus la zid pentru că concursul și competiția începe să fie din ce în ce mai strânsă. Sper să nu fiu eliminat. În rest, cred că mi-ar părea rău dacă va pleca cineva cu care m-am înțeles. Vă invit pe pistă și pe urmă ne mai vedem. Cu unii da, cu alții nu. Haideți! Nu am așa de mare emoții și, sincer, nu mi-e frică nici de eliminare. Nu mi s-a spus că am făcut nimic greșit, la shooting m-am descurcat bine, la spotul de astăzi la fel, ne-a spus Cătălin că ne-a ieșit foarte bine alergatul. Eu nu mă simt cum musca pe căciuca. Luați sau nu prin surprindere, concurenții trebuie să facă față modificărilor constante. Doar câteva zeci de secunde și decizia lui Cătălin va schimba alte vieți. Bună seara din nou, vă spun. Bună seara. Bună seara. Așa cum acum câteva minute vă surprindeam cu această eliminare, acum chiar o facem cu adevărat. Pe acest minunat poligon, aș putea spune, la Motor Park România, am realizat pentru prima oară până acum un videoclip, dar și o muncă de echipă. De fapt, ceea ce ați făcut astăzi este munca de echipă cu adevărat. Contează foarte mult și shooting-ul foto făcut cu Marius Bărăgan. Bineînțeles că o parte din notele care vor conta pentru jurizare vin și de acolo, dar mare parte din notele primite sunt venite de astăzi, de aici. Concursul e din ce în ce mai strâns. Cătălin a zis că va depuncta și faptul că anumite persoane s-au îngrășat sau nu arată cum ar trebui să fie. Echipele care au făcut treabă bună vor fi evidențiate. Doar una, bineînțeles, va fi câștigătoare. Celelalte, nu știu, poate că vor avea eliminări sau nu. Vom vedea. Deocamdată aș vrea să-l introduc pe prietenul meu, care în seara asta va fi și jurat, de la ceasmania.ro. Honor. Este domnul Ducan Culcu. Și să vă spun că pentru el ați făcut acest commercial, aș putea spune, pentru că vă spuneam de mult, vine vremea când un client vă cere să faceți o reclamă. Ei bine, noi am făcut un commercial pentru Guess. Cred că i-a plăcut de noi și sper să fie fost mulțumit de videoclipul care nu. El e clientul, pentru el ați filmat, pentru el s-au făcut 3 videoclipuri superbe în această seară și în această zi. I watch all day. Thank you so much for your performing to branding Guess Watches. But as you know, for the life, the winner have to be better than others. So, official distributor Ceasmania.ro for motivate you will give you something gift for tonight, who is the winner. So, Mr. Cătălin will explain to you who is the winner. Dar până atunci mai avem de parcurs câteva etape. Deocamdată am să vă spun cine este câștigătoare ca și echipă. Sunt foarte curioasă să văd cine va fi eliminată în seara aceasta
chiar nu știu, adică nimănui nu i s-a reproșat anumite lucruri în așa măsură încât să spun, băi, persoana asta va fi eliminată pentru că a făcut așa sau a greșit așa. Rămâne să vedem ce va alege Cătălin. În urma jurizării, în urma fotografiilor pe care le-am văzut și nu în ultimul rând a prestației voastre de astăzi, am hotărât că echipa câștigătoare este... echipa verde. Probabil că acolo sunt adunate mai multe orgolii pozitive, aș putea spune, și oamenii chiar vor să demonstreze că sunt cei mai buni. Bravo lor! Emoțiile cresc și mai mult pentru membrii echipelor roz și albastră, echipe din care vor fi eliminări în această seară. Dar până să aflăm cine va părăsi concursul, Cătălin are un anunț de făcut. Pentru că au fost prestații bune la acest episod, mă refer și la fotografii și în cadrul videoclipului, domnul Ducan, împreună cu mine, am hotărât să facem premieri. De pentru care primul premiat în seara aceasta pentru prestația avută astăzi este Milner. Good luck. Sunt mândru pentru că am primit un ceas de la Guess și sunt totodată și foarte fericit că am crescut probabil într-un fel în ochii lui Cătălin, adică am început să fac din ce în ce mai bine și să pozez și să lucrez mai bine. A doua premiată pentru prestația din seara aceasta, Andrada. Good luck. Thank you. You're welcome. Și să știți că fetele au acolo pe lângă ceas și niște bijuterii. Guess, foarte frumoase. O altă premiată pentru prestația de astăzi, Mădălina. Thank you very much. You're welcome. Good luck. Thank you. Dacă am primit ceas, da, înseamnă că m-am descurcat bine. Normal, ca și în general, se poate și mai bine, totdeauna e loc de mai bine. Și sper să mă descurc mai ok la următoarele probe. Și ultima, pentru moment, bineînțeles, Carmen. Nu mă așteptai, nu? Uite că ai primit un ceas și bijuterii de la ceasmania.ro. Mi se potrivește ceasul pentru că... e în stilul meu, e cel mai frumos primit până acum. Să-i mulțumim domnului Ducan. Mulțumim. Și ceasmania.ro. Și acum să trecem la partea mai puțin frumoasă. În seara asta propun pentru eliminare din echipa albastră pe... pe Dan. Mergeți în spate. Era oarecum de așteptat dintre toți concurenții, pentru că el nu are vârsta necesară pentru acest job. Oarecum depășește limita de vârstă. Din echipa roz propun pentru eliminare pe... Laura. În momentul în care Cătălin m-a propus pentru eliminare, am simțit că leșim. Am zis gata, sigur ies, pentru că n-am făcut bine și sigur e nemulțumit de mine și că nu mai vreau, nu mai suport un concurs, gata, ies. După cum bine știți, regula noastră este următoarea. Fiecare membru al echipei
câștigătoare va vota pe cei doi și votul vostru va conta într-un procent de 30%. Dacă Dan va fi eliminat, posibilitatea ca echipa noastră să fie destrămată e foarte mare. Adică cu doi membri nu cred că se mai poate numi o echipă. Vă rog. Votul meu va fi pentru... pentru Dan. Alegerea mea a fost Dan pentru vârsta pe care are. Mie mi se pare că e cam târziu să vrea să intre în domeniu. Eu îl voi vota pe Dan. Pe Dan l-am propus să iasă din concurs pentru că are o vârstă și asta ar suna și foarte urât din partea mea sau așa, dar și nasul e destul de mare. N-am nicio problemă cu nasul lui dacă cineva se gândește ăsta e nasoman sau cum. Dar faza e că, nu știu, la poze de profil nu ar ieși foarte bine. Votul meu este... tot pentru Dan. Nominalizez pe Dan. Mulțumesc. L-am nominalizat pe Dan pentru că nu are vârsta potrivită pentru acest job, iar Laura are... încă mai are timp să învețe și să capete experiență. Se poate modela, să zicem așa. Nu mă așteptam să mă voteze chiar toți și am avut niște surprize din partea unor persoane. Cum ar fi? Andrada, iarăși, nu mă așteptam la Mildner. De la Liana, sincer, mă așteptam. Și pentru că în această seară eliminarea este una aparte, procentele se schimbă. Astfel, echipa câștigătoare a avut 30% din voturi care s-au dus la Dan. Votul domnului Ducan Culcu valorează tot 30%, iar Cătălin Botezatu va decide cu 40% cine rămâne și cine pleacă acasă. Your vote? My vote going to Laura. You know, I look them all day, I watch the performing. For me, Laura is more young. I see the Dan more professional. Sometimes you have to choose the decision and that's why. Așadar, egalitate. În mâinile lui Cătălin Botezatu stă numele celui care va părăsi Supermodels chiar acum. În seara aceasta pleacă definitiv din concurs, merge acasă și își face bagajele. Dan. Nu regret nimic din ce am făcut. Au fost niște probe incredibile pe care nu le-am mai făcut niciodată și experiențe foarte mișto. Cum ți se pare decizia din seara asta? Așa cum le-am spus colegilor mei până acum, tot ce îmi doresc de la ei e un vot obiectiv pe baza prestațiilor. Și oricare ar fi, sunt convins că e fundamentată cumva de către fiecare. Nu știu dacă au avut ei vreo înțelegere acolo sau ceva, nici nu mai contează. Asta e. Eu sunt mulțumit cu ce a fost până acum. Mi-au plăcut toate probele. Chit că au fost scârboase, periculoase, grele. Mi s-a părut un concurs foarte interesant și... am făcut lucruri inedite, pe care nu știu dacă le-aș fi făcut în mod normal. Asta nu înseamnă că am pus stop în ceea ce privește viitorul său. Cu siguranță voi lucra cu Dan, pentru că e un băiat ok și mi-e drag. Plecarea lui Dan din concurs aduce cu sine și schimbări organizatorice. Echipa albastră în față. Echipa verde și echipa roz. Vă las să vă gândiți câte un minut și să vă alegeți cât un membru
al echipei albastre. Ca să fiți doar două echipe. Deci, vă gândiți pe cine doriți să luați în echipa voastră. Aici a fost o problemă pentru că le-am dat din nou șansa de a alege, de a-și alege pe câte cineva. Normal că ambele echipe îl vreau pe Dragoș, pe Mădălina nu vrea nimeni. Nu știu de ce. Toată lumea îl vrea pe Dragoș pentru că cu Mădălina nimeni nu se înțelege și... Nu știu, nimeni nu are nicio relație cu ea, nimeni nu vorbește cu ea, dar asta nu pentru că nu vrem noi. Chiar s-a încercat și în autocar să ne apropiem oarecum de ea, dar ea nu știu dacă nu știe să poartă o discuție. Cred că așa este ea. Și de asta l-am vrut pe Dragoș, deși cred că Mădălina... dintre toate probele s-a descurcat mai bine decât Dragoș la toate aceste probe la care am fost puși. Chiar dacă ea e mai tăcută, e mai copilă, totuși și-a făcut destui dușmani și aș putea spune că sunt gratuite aceste dușmănii față de Mădălina. E ok copilul ăsta. Ce aveți cu ea? Ok, Mădălina merge la echipa roz, Dragoș merge la echipa verde. Mulțumim! La faza asta cu bătălia pe Dragoș și pe Mădălina nu vrea nimeni, cred că și eu am greșit. Am greșit la modul cum am gândit-o. Pentru că toți ne-am gândit că o să ne înțelegem mai bine cu Dragoș. Toți ne înțelegem mai bine cu Dragoș în casă, știi? Dar aici trebuie să recunosc că la shooting-uri, la probe, pe noi o să ne ajute mai mult Mădălina decât Dragoș. Vă urez o seară frumoasă! Mulțumesc! Acasă. Sper și mi-e frică să nu se facă bisericuțe. O muroare pe ele. Nu-mi place că pleacă deloc. Mă înțelegeam bine cu el. Păstrăm legătura. Nici mie nu-mi place că plec, că nu mă mai văd cu voi. Da. În principal. Vezi, vin. Eu când ne se elimina, trebuie să-mi și vin acasă. Pare rău că pleci. Rău. M-am întisat din toată un pic. A plecat fratele Dan. Pula mea de aici. Să mori cum a pucat aici. Așa. Și eu mă. Asta e. Nu ați frate. Nu, Dragoș, chiar nu e entuziasmat. Nu m-aș așteptat nici. A fost grea despărțirea de Dan. M-au stropit băieții ăștia. La mine e o parte interesantă, că sunt și foarte sensibil. Prietenia e cea mai frumoasă. Cea mai frumoasă e prietenia. Femeile... sunt. Cu perfuzia în mână și tot să faci ce ai de făcut. Dușmanul cel mai mare în seara asta va fi timpul. Băi, băieți, ori sunteți stâmpiți, ori sunteți stâmpiți! Le schimbați urgent!